Poliția rutieră a județului Mehedinți vă urează sărbători fericite, fără evenimente, recomandându-vă totodată să respectați regimul legal de viteză, centura o purtați, să o purtați și pe viitor, nu consumați alcool când conduceți autoturismul, da? Aproximativ 200 de conducători auto au fost opriți în trafic de oamenii legii. Au primit atât sfaturi cât și pliante despre modul în care pot preveni accidentele de circulație, care ar putea avea consecințe grave. În momentul în care sunt din ce în ce mai dese, posibil să nu mai circule băuți, să respecte regulile, că nu le convine să plătească, mai ales într-o perioadă din asta. Sunt binevenite pentru toate accidentele. Sunt mașini multe în timpul de astăzi. Vine Paștele, aglomerația care e. Credeți că oamenii pot face mai multe greșeli în această perioadă? Da. Putea? Să fac mai multe decât în cursul anului. Mulți sunt inconștienți de treburile care sunt și nu-și dau seama de ce pericole sunt. Acțiunea de prevenire a fost organizată de cadrele serviciului rutier și cele ale compartimentului de prevenire a criminalității. În această perioadă, aproximativ 40 de polițiști rutieri vor fi la datorie. Serviciul rutier Mehedinți a demarat o serie de acțiuni preventive, în special pentru adresarea de recomandări conducătorilor auto și mai puțin aplicarea de sancțiuni. Adresăm recomandări conducătorilor auto privind modul de conducere, având în vedere că în această perioadă se înregistrează și valori ridicate de trafic. În zilele următoare, oamenii legii vor fi cu ochii în patru pe conducătorii auto, vor fi monitorizate intrările și ieșirile din municipiu, dar și drumurile naționale, prioritare sunt DN6 și DN67.